Breaks Like a Heart, 9:09 minute, vă spunem bună dimineața. Arena lui Cătălin Tolontan în deșteptarea. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Am văzut ultima declarație a purtătorului de cuvânt a Kremlinului, Dmitri Peskov, diplomat, care susține că nimeni nu se gândește la folosirea armelor nucleare în Rusia. Și asta te îngrijorează și pe tine? Să nu crezi nimic până nu neagă Kremlinul. Adică exact. Domnul Peskov n-a spus decât minciuni de când îl știm, ceea ce chiar mă îngrijorează acum. Da, pe linia celor purtători de cuvânt care spuneau că armatele lor nu există sau că nu vor intra niciodată și... Da. E o aberație, da. Cum? Suntem doar la exerciții aici. Numai minciuni. Dar știi, scuză-mă, nu știu dacă ai văzut, este un interviu foarte bun al Cristianei Amanpour cu Peskov. În care, zile, exact. Da, da, care îi repetă toate minciunile pe care le-a spus, îi dă înregistrările și după care spune, adică nu îl întreabă de ce a mințit, asta se subînțelege deja, adică e acceptat, știi? Îl întreabă cum mai poate cineva să creadă acum Kremlinul când face o afirmație. Da. Te rog, scuze-mă că te-am întrebat. Astăzi... Nu, e foarte bine, pentru că despre asta este vorba, despre cât de mult ar trebui să fim îngrijorați. Am publicat astăzi un interviu în Libertatea al unui om din Sankt Petersburg, un rocker, un chitarist al unei formații rock de underground din Sankt Petersburg, care omul spune, care este șocat și spune că el nu se mai poate uita, îi se face rău pur și simplu uitându-se la televizor și datorită, și din cauza, scuzați-mă, propagandei, dar în primul rând datorită sentimentului de rău organic pe care îl are din cauza amenințărilor nucleare și amenințărilor cu războiul atomic, care se rostesc permanent pe televiziunile din Rusia. S-a întâmplat să un coleg al meu, Adrian Cochino, să fi vorbit cu el zilele trecute, să publicăm astăzi interviu, chiar în momentul în care apare această declarație a lui Dmitri Peskov. Dar, de fapt, nu e foarte greu să arăți minciunile, din păcate, ale Kremlinului, pentru că ele sunt, așa cum spuneai tu, practic se suprapun și sunt contrazise în fiecare moment de viața reală. În cazul ăsta, minciuna este însă foarte gravă, pentru că, de fapt, atmosfera din Rusia, în această privință, a potențialului atomic este atât de încinsă încât i-a ajuns și în biserici. Să nu uităm, însuși Vladimir Putin spune acum câțiva ani că oamenii care vor muri din cauza unui eventual război atomic în Rusia se vor duce direct în rai. Unde vor fi dacă era musulman, spunea că vor fi așteptați de 70 și ceva de virgine. Acum, în cazul ăsta, la ortodoxie, în cazul nu avem virgine. Da, în cazul ăsta vor fi așteptați de Sfântul Petru iradiat și el, probabil, în varianta Kirilov, patriarhul Moscovei, care propagă și el, dar nu numai el, foarte mulți în alți ierarhi din Moscova vorbesc despre... Aia este, practic, vorbim despre o biserică atomică în momentul ăsta, o ortodoxie atomică în Rusia. Acum, de ce am deschis discuția? Nu ca să sperii oamenii, ci cred că din potrivă, dacă se poate spune așa, am văzut că inclusiv președintele Zelenski insistă și parlamentarii din Ucraina insistă pe ideea de a institui deasupra Ucrainei no-fly zone, o zonă care se interzică zborurile oricărui avion. L-am ascultat zilele trecute pe generalul Petreus, fost șef SEAL și al știm noi, dar de fapt omul este mai degrabă un general cu 37 de ani în slujba forțelor armate ale Statelor Unite, care a explicat încă o dată succint și dați-mi voie să fac asta pentru publicul Europa FM, de ce nu se poate face așa ceva? De ce NATO nu poate să facă asta? De ce nu trebuie să ne simțim vinovați că nu facem asta? O zonă de restricție aeriană nu e o zonă care se declară, este o zonă care se execută, se face realmente, da? Nu spui pur și simplu să nu mai zboare nimeni pe acolo, nu. Trebuie să întărește asta cu zborurile tale. Da, practic îi dobori pe aia care zboară. Exact. Și automat în situația de confruntare. Da? Uh-huh. În afară de asta, două argumente pe care nu le auzisem și le dau mai departe oamenilor așa cum le-am înțeles și eu, pentru că mi se par foarte interesante. Nu e vorba doar că ești în aer, că domini aerul. Nu. Este vorba că tu dobori, distrugi întâi, anihilezi sau măcar diminuezi apărarea antiaeriană, a explicat el. Adică noi nu ne ridicăm avioanele nicăieri în lume până când nu diminuăm apărarea antiaeriană, pentru că altfel ne doboare ei pe noi. Și un alt argument foarte interesant, trebuie să ai trupe la sol sau posibilități de a interveni rapid la sol. Deci trupe trebuie să fie undeva, pentru că, spunea generalul Petreus, niciun pilot nu se urcă în avion
și nu zboară, știind că dacă cumva va fi doborât, nu poate fi recuperat de ei săi. Uh-huh. Asta e o regulă esențială în armata modernă. Din această perspectivă ar fi, fără discuție, un război generalizat în Ucraina, între NATO și Rusia, s-ar ajunge imediat la asta, strategic, n-altfel cum să faci lucrurile, cu o Rusie care nu pare că este... a pierdut, de fapt, un sens al rațiunii. Și sensul rațiunii este următorul. Până la șocul care a existat în umanitate după ce America a aruncat cele două arme nucleare, cele două bombe nucleare asupra Japoniei, armele erau făcute în toată istoria umanității ca să fie folosite. De asta erau inventate, ca să fie folosite mai devreme sau mai târziu, de obicei mai devreme. În momentul în care umanitatea și-a dat seama ce a creat după bombele atomice, și-a dat seama că distruge și scopul inițial. Că scopul inițial al lui război era să cucerești teritorii, să fie o țară mai puternică, să-ți asiguri securitatea, cam ce spune și Rusia în momentul ăsta, că de asta a făcut lucrurile, nu? Ca să-și asigure propria securitate, că se temea. Da, dar în momentul în care ajungi într-o situație de coliziune nucleară, când mai multe țări, când două sau mai multe țări au arme nucleare, practic se ajunge la un fel de egalitate în fața anihilării. Și în momentul ăla țările și-au dat seama că nu pot folosi niciodată una împotriva celeilalte aceste arme nucleare, pentru că ar fi, practic, ar însemna asta pieirea tuturor. Par niște truisme, dar de fapt e o logică foarte complicată care a stat la... Care ne-a ajutat pe toți să trecem peste o confruntare între comunism și capitalism de peste 50 de ani și am ieșit cu bine din povestea aia. Pentru că oamenii până și atunci, da, predecesorii lui Putin și-au dat seama că distrugi scopul inițial și războiul nu mai este un instrument al politicii și pur și simplu va distruge absolut tot. Astăzi, uitându-ne la cum reacționează împotriva civililor, cum nu țin cont de școli, de spitale, de copii, de femei care își pierd viața fără să aibă niciun fel de implicare în acest conflict, nu știm cum gândește regimul Putin. Ăsta este adevărul. Nu știm, nu putem rosti asta, dar nici nu putem lua de pe masă această ipoteză. Și tocmai de asta ar trebui să nu ne simțim vinovați, că facem tot ce putem și, în primul rând, evident, Statele Unite și NATO în sensul țărilor puternice, dar fără discuție că și România și nu numai prin voluntariat, prin toate rutele pe care le avem de aprovizionare ale Ucrainei, facem tot ce putem, dar nu se poate face mai mult în acest moment, pentru că am ajunge într-o situație de coliziune cu o guvernare absolut irațională. Și încă un lucru, Putin își dorește, cred, cu disperare în momentul ăsta, un conflict cu NATO, ca să aibă în sfârșit ceva serios de vândut în plan intern. Ca asta cu neonaziștii ucraineni și cu invazia unei țări locuită de frățiori mai mici, o să se răsufle probabil destul de curând. Și una e, da, una e să te bată un actoraj, Zelenski, nu, pe care îl disprețuiește profund, și alta e, frate, să te lupți cu NATO. Adică dacă este învingă cineva, măcar cu NATO, e o scuză. Da, numai că a existat și teoria asta a războiului limitat atomic, în care astăzi nu mai crede nimeni. Și când lupți cu o astfel de putere complet irațională, nu știi niciodată ce înseamnă limitat. Eu invit pe oameni să se uite, dacă vor, pe interviul cu acel om din Sankt Petersburg, pentru că este absolut alucinant cum arată televiziunile rusești văzute de un om din Rusia, speriat pur și simplu de cât de mult se vorbește inconștient despre anihilarea tuturor. Mulțumesc foarte mult, Cătălin. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.